Mulți dintre gorjeni par să se ghideze după zicala românească se fură cancodru, dacă este să ne luăm după datele furnizate de cunoscuta organizație Greenpeace și după numărul de furturi de material lemnos în anul 2013. Hoții de lemne profită de ignoranța cetățenilor care nu își asigură paza la suprafețele de păduri. La ora actuală, peste 20.000 de hectare de păduri sunt nepăzite. La nivelul județului Gorj, din evidențele care le avem noi, ar mai fi în jur de vreo 20.000 de hectare care sunt nepăzite la ora actuală, suprafețe puse în posesie, retrocedate, adică, și proprietarii nu au încheiate contracte de prestări servicii, adică de pază, cu o structură silvică autorizată. Aici mă refer la un ocol silvic de stat prin direcția silvică Gorj sau un ocol silvic privat. Cunoscuta organizație Greenpeace a realizat un top al furturilor de material lemnos din pădurile României, iar cifrele sunt de dreptul îngrijorătoare. Aproximativ 19.500 de astfel de cazuri au avut loc numai în anul trecut în toată țara. Numărul acestor cazuri este aproape dublu față de media anuală între anii 2009 și 2011, când au avut loc sub 10.500 de cazuri de tăieri ilegale. Un raport al organizației plasează Gorjul pe un rușinos loc 2 în ceea ce privește cazurile de tăieri ilegale în intervalul 2009-2011. Tăierile ilegale de arbori au continuat și în 2013. Peste 500 de cazuri de furt și material lemnos au fost înregistrate de oamenii legii. La începutul acestui an, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a fost sesizat cu privire la comiterea a peste 500 de infracțiuni de tăiere ilegală și furt de material lemnos, precum și cu privire la alte infracțiuni prevăzute de codul silvic. Autoritățile din Gorj au cerut, ca de obicei, o intensificare a controalelor în perioada sezonului rece.